școlile de tip internat din Republica Moldova sunt aproape 4.000 de copii. Unii au ajuns în ele pentru că părinții nu își permit să-i întrețină și să-i crească. Însă sunt unii care au rămas fără mamă și fără de tată. Orfanii, după ce finalizează treapta gimnazială, pleacă în lume neavând pe cineva alături. La școala de tip internat din orașul Strășeni, Republica Moldova, copiii își petreceau ultima zi din anul școlar. Sună clopoțelul și toți se adună în fața școlii. Cu flori în mâini, se gândesc la vara care vine și la ce vor face. Ultima zi de școală este o zi deosebită, deoarece comunitatea școlară face bilanțul unui an de studii. Ce ați ales să dați la orfelinat și nu simțiți acasă? E greu. Nu aveți posibilitatea, dar munciți undeva. Am dat cuvinte noi. Am dat probleme familiare, presimpă, din clasa 1 a început o stare familială, era grea și am hotărât să o dăm la școala internat aici. Dar nu ați vrut să luați copilul înapoi acasă? Am o să-l luăm acasă și să-l trecem tot aici, în Strășeni, la altă școală. Tinerii urmează să-și strângă bagajele și să plece în lumea mare. Unii sprijiniți de părinți, de rude, iar alții de nimeni. Copiii orfani pleacă. Ce îi așteaptă ziua de mâine? Cine îi așteaptă dincolo de gardul de lemn al internatului? Deci mă doare sufletul, m-am lăcrimat și eu, am plâns. Într-adevăr, unde pleacă ziua de mâine? Asta mă doare mai tare. Da, și sper că ați fi pe totul bine. Balul de absolvire este ultima serbare a elevilor din școala internat. Însă ei nu dispun de resurse pentru a-și organiza unul, dar datorită unor oameni ce au fost mișcați de poveștile lor, elevii au avut parte de o sărbătoare frumoasă, cu bucate gustoase, dulciuri, dar și alte cadouri. Astăzi suntem fericiți, ne distrăm, dar de mâine pornim în lumea mare. Copiii orfani ce finalizează treapta gimnazială ajung la răscruce de cale. Ei trebuie să aleagă între a învăța sau a munci. Și oricare alegere ce o fac, oricum apar greutăți. Pe lângă faptul că integrarea în societate e complicată, ei întâmpină dificultăți financiare, chiar dacă au o bursă de la școală sau un salariu dacă muncesc. Atunci când părăseau școala internat, pur și simplu se pierdeau. Nu știau ce să facă, unde să ceară suport. Cine i-ar putea ajuta? Ca și oricare copil, orfanii au visele lor. După internat, planurile par grandioase, realizabile. După școală aș dori să plec la colegiul de informatică. Vreau mai departe să mă duc la liceu sportiv în Chișinău. Vreau să rămân în Moldova, deoarece nu vreau să părăsesc patria, țara, deoarece aici m-am născut și nu prefer altă țară, dar n-aș dori să mă duc să stau în altă țară, pe când eu știu că aici m-am născut, aici e mie patria, aici mie. Din mic copil visam ca să fiu un om care salvează oamenii. Însă socoteala de acasă nu se pune cu cea din târg. Ecaterina, crescută fără părinți, a ajuns astăzi să trăiască într-o rulotă chiar sub nasul guvernului. În timp ce Ecaterina luptă de una singură, funcționarii publici responsabili, în loc să o ajute, ei o judecă după anumite stereotipuri. Că Ecaterina nu are deprinderi de a fi o mamă bună, de a face curat, de a face acolo, la gazdă unde trăiau în condiții foarte și atunci au fost nevoiți și copilul singur a văzut și a fost înapoi dus la doamna Grincic, adică la Drochea înapoi.
s-a demonstrat că copiii aceștia nu erau pregătiți de viață. Deoarece într-o instituție de învățământ de tip rezidențial, de tip închis, pentru dânsii făcea cineva întotdeauna. Da? Ei nu mai mergeau la somn, seara și dimineața se trezeau în rest, mergeau la masă, în rând cineva le punea masă. Mergeau la joacă, în rând, fără ca să poată ei singurei să se afirme. În măsura posibilităților în țara în care noi trăim și la nivelul care suntem, statul se trebuie să-i ajute. Și de acum au fost alocați câte 5.000 de lei absolvenților claselor a 12 și câte 3.000 de lei claselor a 9. Practic nu sunt orfani cei care nu pot beneficia de serviciile statului. Până la urmă, dacă ei nu cunosc, Guvernul Republicii Moldova a deja a făcut mare greșeală, că a scos viza de reședință la copiii orfani. Că, nu știu dacă ar fi asta impediment principal. Eu aș pasa impedimentul principal de ce ei nu sunt persoane calificate, nu o specialitate pentru ca să fie angajat în câmpul muncii la 16 ani. Că, da, eu mă așam aranjam la любой loc de muncă. Da, așa ca cum eu n-am. Da, eu действительно vreau să lucrez. Eu nu sunt de asta că două zile am lucrat sau două zile n-am lucrat. Eu именно действительно vreau să lucrez. Toți tinerii care se adresează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și sunt în căutarea unui loc de muncă, atunci agenția pentru ocuparea forței de muncă le acordă servicii de mediere, servicii de informare și consiliere profesională. Toate serviciile agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sunt gratuite. Pentru a primi o locuință socială, copiii fără părinți trebuie să se înscrie în lista privind repartizarea locurilor de trai. Însă până a le reveni rândul, orfanii trebuie să se cazeze undeva. O opțiune ar fi, pentru cei din Chișinău, centrul de plasament temporar pentru copiii orfani în perioada post-instituțională Vatra. În baza regulamentului cadru care a fost emis în 2005, deci vârsta copilului, adică plasamentul noi în centru Vatra, este de la 15 ani, 18 ani și doar în cazuri excepționale 25 de ani. Ce avem noi acum? Noi avem depășit din vârsta de 25 de ani 8 beneficiari care sunt cei mai grei. Sunt unele organizații neguvernamentale, asociații obștești care au creat niște apartamente sociale. Dar nu ajung acolo copiii noștri. În mare parte avem câțiva în aceste servicii nestatale, dar noi avem mult mai mulți beneficiari. Deci competența este administrația publică locală care trebuie copilului orfan să-i ofere o locuință. A fost iar că cu doamna Tamara cu scrisoare la ministerul, au fost oameni de cei de sus ca să rezolve probleme cu spațiul locativ și n-au. Dar de furat iau de acolo sus, mai mult au. Мне государство отсюда скинуло, никакой помощи не определило. Ни гуманитарную, ни социальную, никакую помощь. Все делаю сама своим трудом. Добиваюсь. Учусь, верчусь, стараюсь жить. На месте этих депутатов в парламенте мне бы не было стыдно выйти на улицу и пожать руку какому-то прохожему и сказать здравствуй. Вот так. Autoritățile responsabile spun că îi ajută pe orfani în măsura posibilităților, însă copiii, fără suportul cuiva, se frământă zilnic ce o să mănânce, unde o să doarmă, cum să muncească mai mult, cum să-și cumpere o casă, cum să întemeieze o familie. Prin poveștile de astăzi, instrumentele instituțiilor de stat s-au arătat aproape ineficiente, pentru că pe hârtie ajutor este, dar în realitate, orfanii își fac norocul doar cu mâinile lor. Astăzi suntem fericiți, ne distrăm, dar de mâine pornim în lumea mare. Deci mă doare sufletul, m-am lăcrimat și eu, am plâns. Într-adevăr, unde pleacă ziua de mâine? Asta mă doare mai tare. Dar sper că ați fi pe totul bine.